Salutare pariuri, sunt Sabin și vă invit la un nou episod din Faci Pariu. Facem împreună pariurile weekendului și încep cu biletul de sâmbătă. Mizez pe Liga 1, Petrolul CFR Cluj, X2. A început bine CFR-ul aventura cu Mutu pe bancă. Vor să continue această serie pozitivă. Eu cred că sunt mai mult decât capabil să smulgă măcar un punct în această deplasare, oricum, destul de dificilă. Rapid Oțelul 1X, pariul logic în această partidă. Ne așteptăm cu toții ca rapidiști, după două victorii legate în campionat, să câștige și acest meci, dar îmi iau măsuri de precauție. Newcastle vs. Luton Town. Luton s-a descurcat de minune la mijlocul săptămânii, 4-0 cu Brighton, dar și Newcastle a reușit un rezultat foarte mare, 3-1 pe terenul echipei Aston Villa, după o prestație excelentă a coțofenilor. Duminică din nou Liga 1, 1X peste 1,5 goluri în Ucluj versus UTA. UTA a prins arii după succesul cu Sepsi, dar Ucluj este o trupă care bate la porțile play-off-ului. A început să aibă și rezultate bune pe teren propriu, în plus, zic eu, este și superioară valoric grupării iarădene. De asemenea, duminică 1-1 solist în Lille versus Clermont, un duel până la urmă la poli ierarhiei din prima ligă franceză. Avem și biletul weekendului, este plasat de Lucian încă de ieri pe canalul nostru de YouTube, un motiv să vă abonați la canalul nostru de YouTube. I-a mers de minune lui Lucian cu aceste bilețele, 3 din ultimele 4 au fost câștigătoare, ultimele 2 la rând și un profit de 4.000 de lei doar în luna ianuarie. Vedeți meciurile de pe acest bilet prezentate. Ăsta a fost episodul Faci Pariu de astăzi, vă mulțumesc mult că m-ați urmărit, like, share și mai ales un subscribe canalul nostru de YouTube, să facem zilnic pariurile împreună. Nu uitați să jucați Super 12, etapa săptămânii se închide astăzi la ora 16, jucați gratuit pentru premiul de 10.000 de lei garantat, plus sute de premii de consolare oferite de lac.com. Atenție, trebuie să aveți un cont deschis și validat la lac.com pentru a încasa aceste premii de consolare. Ne vom revedea săptămâna viitoare cu alte ponturi, până atunci spor la bani și baftă la pariuri!